Organizatorii promit că de la manifestare nu vor lipsi legumele și fructele proaspete și ieftine pe care oamenii le vor putea cumpăra direct de la producători. Primarul Nicolae Matei a anunțat că pe Năvodăreni îi așteaptă și o serie de surprize plăcute. Cei mai puternici și curajoși cetățeni se vor putea întrece în cadrul a trei concursuri, cel mai rapid băutor de vin, alergare cu sacul de cartofi și concursul marinăresc Sfora. De la eveniment nu vor lipsi muzica, grătarele încinse cu mititei și pastramă, horele și voia bună. Așadar, nu uitați! În perioada 27-29 septembrie, Primăria Năvodare alături de Consiliul Local și Casa de Cultură Pontus Euxinus vă așteaptă la distracție!